În centrul capitalei, zeci de copii de la instituțiile de plasament din întreaga țară au simțit atmosfera sărbătorilor de iarnă. Micuții din orfelinate au fost premiați pentru participarea la Cupa de Mini-Fotbal, organizată de Federația Moldovenească de Fotbal cu sprijinul financiar al UEFA. În fiecare an organizăm astfel de evenimente. În acest an am adunat copiii din 10 centre de plasament din țară. În total au fost 80 de copii care au petrecut 2 zile cu noi. Ieri am avut campionat la fotbal, am avut și alte activități. I-am dus pe cei mici la Teatrul Licurici și la Muzeul Etnografic. Acești copii s-au distrat pentru prima oară la carusel. Au primit și premii pentru un joc frumos din partea partenerilor evenimentului. Ne-a cătărit pe lebedi, am cântat, ne-a jucat de pădaș, de smăroș. Am petrecut 2 zile foarte frumos. A fost foarte interesant. Am jucat fotbal, am câștigat telefonul și ne-a dat să ne distrăm. La organizarea evenimentului a contribuit și poliția. Am hotărât să aducem zâmbetul copiilor și spiritul sărbătorii de iarnă în sufletul acestor mici și pici. La ziua de ieri au fost organizate câteva campionate și meciuri de fotbal, unde au participat copiii. Federația Moldovenească de Fotbal a devenit una dintre câștigătoarele proiectului UEFA, Foundation for Children. În cadrul acestuia, organizația non-guvernamentală Scenario a câștigat o finanțare nerambursabilă pentru desfășurarea activităților pentru copiii din centrele de plasament temporar din țară. Scopul proiectului este dezvoltarea și popularizarea fotbalului, promovarea unui mod sănătos de viață în rândul copiilor defavorizați.